Salutare tuturor! Vreau să vă arăt într-un scurt video cum puteți accesa sănătatea bateriei la iPhone pentru că am văzut că foarte multă lume este confuză și întreabă cum se poate dar da aplicația cu care se poate vedea starea bateriei. Din păcate nu este o aplicație directă pe telefon. Sunt Trei dintre cele mai cunoscute aplicații, vi le prezint acum, sunt doar pentru calculator. Două dintre ele merg doar pe MacBook sau pe calculatoarele Apple și cealaltă merge și pe Windows. Este o aplica... Sunt niște aplicații mici care se downloadează pe calculator, după aceea se conectează telefonul la calculator și se deschide aplicația și acolo se, poate accesa... se pot accesa detaliile despre starea bateriei. Deci prima dintre ele este cea mai cunoscută coconut battery. Este, se descarcă de pe site-ul Coconut, este un programel micut, se instalează pe calculatoarele Apple, de aici download, da? Și după aceea puteți accesa, deschideți aplicația, conectați iPhone-ul la calculator și puteți vedea detaliile despre starea bateriei și sănătatea bateriei. Al doilea program, iarăși cunoscut, este 3U Tools. Iarăși un programel micuț care merge pe Mac, calculatoarele Mac de la Apple. La fel, aceeași poveste se instalează pe calculator, se conectează iPhone-ul și se poate accesa în meniu, se pot accesa detaliile despre starea bateriei. Și programul care merge și pe calculatoare cu Windows este iMazing. iMazing un programel foarte scurt care l-am și testat, ne având Mac-ul în lângă mine momentan. Aici, iarăși, un programel care se descarcă și instalează foarte ușor. Este free, se downloadează, se instalează, se deschide, se conectează iPhone-ul și puteți accesa foarte ușor detaliile despre starea bateriei pe iPhone. Sper că, na, na, deci, repet, nu există o aplicație din magazinul App Store pentru a vedea starea bateriei cu, cu detaliile din programele astea. Este doar o aplicație care se descarcă pe calculator, se conectează iPhone-ul la calculator și se pot accesa aceste detalii. Sper că vă să de folos acest video. Salutare!